Să începe vernisajul unei expoziții, așa cum trebuie să mărturisesc, eu nu am mai văzut la Castelul Corvinilor, și a unei expoziții cu imagini pe care Hunedoara le mai păstrează, cred, în memorie, din păcate. O să, ca de obicei, rostesc cuvântul de bun venit, lăsând discursul și dialogul pe marginea acestor poze și ceea ce înseamnă, până la urmă, să fiu un artist fotograf, celor mai în măsură să o facă decât mine. Pentru, așa cum am menționat, pentru mine este o expoziție inedită, vreau mai devreme, că uneori ai senzația că sunt niște imagini extrase din arhiva de imagine a combinatului din Hunedoara. Sunt niște imagini, chiar mă uitam cu căldarea de turnare, pe care mi le amintesc că le-am văzut pe viu, plecând odată cu autobuzul, împreună cu soția mea, care nu știu, nu văd din cauza reflectoarelor, și mi amintesc remarca ei. Tocmai se transportau căldările de turnare pe partea stângă a drumului și zice, băi, zice, incredibil, parcă este soarele acolo. Nu pot decât să vă urez bun venit în sufrageria Betler. Sperăm ca, începând de anul viitor, să se constituie în urma restaurării un spațiu mai primitor și mai adecvat unor asemenea expoziții. Felicit Uniunea Artiștilor Plastici din Hunedoara pentru dinamizarea activității artistice și pentru readucerea treptată a Galeriei de Artă din Hunedoara la ceea ce era. Și trebuie să vă mărturisesc că anul acesta sunt 15 ani de când am venit în Hunedoara.
Și pe lângă Castelul Corvinilor, una dintre cele mai plăcute surprize a fost reprezentată de Galeria de Artă. După o anumită perioadă de decădere, mă bucur să văd faptul că galeria se ridică din nou, mă bucur să văd expoziții realizate ciclic la Hunedoara și mă bucur să văd artiști de valoare și mă bucur să văd foarte mulți artiști tineri. Artiști tineri care vin cu lucrări atât de pictură cât și cu lucrări, în cazul acesta, fotografice, de o reală valoare, dovadă și locurile în care tocmai am aflat că sunt montate realizări ale tânărului artist aici de față. Nu în ultimul rând, vă urez bun venit și dumneavoastră și vă mulțumesc în numele administrației Castelului Corvinilor că sunteți alături de noi. Este extrem de important, atât pentru noi, cât și pentru artiști, să-i fim alături de la vernisaj. Bine ați venit la Castelul Corvinilor, sufrageria Bethlen, și în ceea ce urmează o să dau cuvântul, așa cum am zis, domnului Sanz Hodea, în calitate de, cum să spun eu, președinte, cred, Uniunea Artiștilor Plastici, ca să nu greșesc în care. Vă mulțumesc încă o dată și bine ați venit. Așadar, după cum observați, ne aflăm într-un loc care, sau într-o locație, mai bine spus, care impune respect. Este prima impresie când intri în sală. Respectul față de locație, respectul față de expoziția care este pe această frumoasă simeză și respect, nu în ultimul rând, pentru autorul care îl cunoașteți cu toți, a cărui invitat sunteți și vă mulțumiți că ați onorat cu prezența dumneavoastră cu domnul Ioan Victor și mulțumim pentru o frumoasă expoziție itinerantă de la Reșița, a fost de acord ca să expună și la Hunedoara. Ce înseamnă Uzina de Fier? Prea multe nu o să vă spun, că știți dumneavoastră la fel de bine ca și mine. Totodată văd că în public avem persoane care au lucrat la Uzina de Fier din Hunedoara, din Reșița și unele chiar mai lucrează. Îi salutăm pe toți și în continuare o să rog pe veteranul fotografiei Hunedorene, domnul Pilu Găină, să spună mai multe despre fotografie. Mulțumesc. Ar fi multe de spus. Chiar nu mi-am pregătit un speech dinainte, aproape că nu știu cu ce să încep, dar nu știu ce începutul. Vreau să spun că cunosc pe domnul Victorian de foarte mult timp. Pot să zic, de când am venit pe lume. Îi cunosc și evoluția, ca fotograf. Mi-amintesc și primele fotografii pe care le-a expus. Poate mult, nu toată lumea știe, are și studii superioare în domeniul fotografiei. Fotografia lui, ceea ce văd astăzi, bine, acum să trecem peste faptul că nu ilumina proiectoasă multe dorit și nu putem distinge exact toate detaliile și vedea fotografia în cu adevărat în funcția fotografiei. Este o problemă, sper să sperăm că se rezolvă bine. Dar fotografia lui, ce vedem noi astăzi, este făcută cu ocazia aniversării de 150 de ani, da? De la prima șarjă de portă de la Reșița. Este o expoziție omagială, deci, îi mulțumim că a venit și la Hunedoara. Noi, hunedorenii, am uitat de tradiția asta și nu mai imaginăm aceste momente. Reșița nu uita. Și nu numai că nu uita. O și exportă. Uitați, a venit cu ea la noi, cu această expoziție de fotografie, cu să ne amintească tradiția pe care și noi am avut-o. Pentru că nu știu dacă pot să spun că mai există. Ceea ce există la metal acum se cheamă metalurgie și nu siderurgie. De fapt și la Reșița. Să spun câteva cuvinte despre fotografie. A evoluat foarte mult Victor. Îmi place cum au înlocuit subiectele. Lumina, păcat că nu se vede. Sunt lucruri foarte frumoase în imaginile lor. Sunt foarte echilibrate. Poate primele pe care le-am văzut la tine nu aveau o calitate artistică atât de bună cum sunt aceste fotografii. Și vreau să mai spun un lucru privindu-le. Așa, par
acolo, în stație și mi-a gândit că anii 70-80, când și eu făceam același lucru pe care îl face el acum. Sper fotografia să rămână pentru tine o pasiune mare, să nu rămâi niciodată și îți doresc multe succese. Și să te vedem la monitor aici cu multe expoziții. Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici, că e suficient. Mie nu prea face mare plăcere să vorbesc de obicei la expozițiile mele, dar vreau să încep prin a vă mulțumi că sunteți aici, prezenți. Expoziția, cumva, cam acum un an, i-am promis tatălui meu că o voi realiza și după jumătate de an, în care odată la două săptămâni mă suna și mă teroriza, am reușit să o pun în mișcare. 250 de ani de metalurgie la Reșița, acum și acolo, din ce a mai rămas, din ce a fost. Nici nu știu ce pot să zic mare lucru. Ce-l dă cu dacă nu, am propunere. Da, domnul Dumnezeu, vă rugăm, vă rugăm, atâția mă, că luați pe noi. Ce să zic eu? Aici rămasă. Vă zic ceva. Acum, Fino, foarte scurtul, ar trebui să-și amintească că tot Victor, tot de ziua plecare, acum 5 ani de zile, a avut venisaj în galerie la 245 de ani. Eu spun așa nu că n-am uitat, că noi la Reșița ne-am ținut de anii ăștia și eu tot timpul să rogem și pe ăștia măștinești din Mânătoara, care mai zic Mânătoara, dar nu primi niciun ecou. Eu m-aș oferi să îi ajut. Ieri a fost și eu la galeria de arte, a fost Salonul Scriitorilor, am fost și invitat ca scriitor reșițean, nu sunt scriitor, că nu sunt în unul, dar au cărți publicate. Și acolo tocmai asta l-am spus că aș vrea cât mai multă cultură de-asta, până mai suntem pe acolo, să o unificăm între Reșița și Bunevoara, până nu se ajută. Anul ăsta mai este tabla de pictura voastră care este, am zis că facem o... Dar acum revin la expresia lui Victor. Victor, el mai zice că l-am visat, nu e adevărat. El l-a trecut în un program care știți cum e la Roși. Cum se scrie, asta se citește, nu există niciun rabat, chiar dacă nu primești nimic pentru ce faci. Și eu, bineînțeles că fiind obișnuit în regimul în care eram educat, mai că există un grafic care trebuie respectat, și eu sună, băi, cum stai? Aveau nevoie de 35 de lucrări, sala e așa. Și de asta zice la pisălătul, nu, eu am urmărit dacă și-a făcut față de cele două expoziții siderurgica 1 și siderurgica 2, care le-a avut în Reșița, ai văzut în sensul, eu nu sunt un critic mare, dar mie îmi place că a intervenit omul în peisajul fotografiei lui și a început să se joace cu negru și portocaliu, care cred că e o revoluție pentru viitor. Mai mult pot să vă spun decât să vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de mine și cam asta e. Eu totuși sunt bucuros că Bunedoreni, Castelul, cu tine, care e ceva ce nu știu. Aia lui s-a zis că nu știu ce turism pe acolo, la fapt nu ce înseamnă turism. Dar eu vă spun, faptul că introduceți galeria, sala asta splendidă, sufrageria Petre, în circuitul ăsta de expoziție, e o chestie extraordinară. Fiindcă impactul nu e numai Bunedoreanului care vine, vede și turiști, adică văd. E o treabă care e foarte importantă, nu numai pentru artist, cât și pentru castelă, că cresc amândouă lucrurile împreună. Și eu vă mulțumesc numai ultima lucru, că dacă sunt probleme care nu vă convin sau vreți să le clarificați, eu vă stau la dispoziție din punct de vedere tehnologic, nu artistic. Bine, vă mulțumesc! Am și ceva discuții. Dorește să mai spună câteva cuvinte. Vă rugăm, domnul Gaita. Bunedoreni ne-au uitat. Și nici nu vă rugăm.
Dar întrebați-mi pe domnul ăsta, pe mine, pe care îl mergea, că de ce am plecat din copilat și cum am plecat din copilat. Pentru că el s-a, nu s-a mai vrut, s-a vrut viața, nu s-a vrut ideologie. Și nu are cine să facă din interesele în cultura românească deloc. Poate e cineva de la ei, dar m-aș dori să vină la un nimeni în cultura românească. Sunt foarte afectat, la fel ca și colegii mei care au fost în România, unde dorim la UNA și nu vor uita. Cea mai mare durere a mea este distrugerea Muzeului Fierului, datorită acestor indivizi care nu au avut cultură românească să mai există. Deci eu, cu atât mai mult îmi privesc pe Victor și pe românesc, impulsorează în acest lucru, pentru că Hunedoara a fost și va fi ceva. Muzeul Fierului va fi redeschis. Promitem acest lucru, în special în românesc. Cu ajutorul primării și cu ajutorul unor oameni de suflet. Felicitări, Victor, am fost la Reșița, am văzut același minunată putere. Felicitări și pentru răutarea acestei uniuni împreună cu tata, între Hunedoara și Reșița, pentru că chiar merită acest lucru. Mulțumesc! Dacă mai este și ceva, vă ocupăm. Curaj! Dacă nu mai este nimeni... Declarăm deschisă expoziția și vă rog să vă bucurați alături de noi și felicitări încă o dată la zi. Aș vrea să vă mulțumesc.